Este extrem de important să comandi munca ilegală. Asta înseamnă, în primul rând, oameni care nu sunt protejați. Respectiv, Inspecția Muncii are un rol foarte important în a se asigura că se respectă cadrul legal, se plătesc taxele și contribuțiile la bugetul de stat, iar ulterior, atunci când oamenii au nevoie, pot beneficia de suport statului în diverse situații. Și în același timp, bineînțeles că vorbim de bani care nu vin în bugetul de stat, care trebuie alocați din alte surse și în loc să construim grădinițe, școli, spitale, suntem bună oară obligați să finanțăm deficitul bugetului de asigurări sociale și să achităm pensii din alți bani decât cei care în mod normal ar fi trebuit să fie plătiți de către salariați. Este o reformă profundă a Inspecției Muncii din Republica Moldova. În primul rând, am fortificat mandatul acestei instituții. Inspectorii de muncă pot să facă vizite de control fără a prenota din timp angajatorii. Vizitele pe care le fac ei au scopul de a reduce munca informală și cazurile de trafic de ființe umane. În al doilea rând, noi încercăm să digitalizăm toate procesele în cadrul inspecției, ca inspectorii muncii, într-adevăr, să se concentreze pe munca din teritoriu, pe analizele de rigoare și să nu se ocupe cu procese birocratice care nu aduc valoare adăugată. În al treilea rând, noi am introdus metode noi de control, care sunt bazate pe evaluarea minuțioasă a riscurilor. Noi vom avea acces la date de la FISC, de la CNAS, de la alte instituții publice pentru a încerca să identificăm în baza unor criterii foarte clare de risc care este probabilitatea că în cadrul acelei instituții sau un angajator există risc de muncă informală sau alte tipuri de încălcări. Căutăm oameni integri, oameni care au pasiune pentru a ajuta această țară să se dezvolte, să se alăture la Inspectoratul de Stat al Muncii. Vrem să aducem un spirit mai nou, mai proaspăt la această instituție. Vrem să aducem împreună cu această instituție și Moldova în Uniunea Europeană. Și cred că vom reuși atunci când vom atrage cu succes tineri și alți oameni buni să se alăture. Gândiți-vă la probleme de salariu, dar gândiți-vă ce v-ar plăcea. Când te îndrăgești această muncă, dar ea necesită și multe investiții. Cu cât mai mult investești în tine, în cunoștință, cu atât mai bun tu ești pe acest segment și această noțiune de a fi bun îți ia respectul din partea celor din jur. Rolul unui inspector de muncă este de a supraveghea respectarea legislației muncii într-o întreprindere, instituție, organizație și de a proteja salariații în raport cu angajatorii. Deci, fiind un inspector de muncă, în primul rând, tânărul are o practică în viață. Este de pe băncile școlii, de obicei știm că tinerii știu teorie foarte mult, dar practică mai puțin, respectiv va obține o practică în domeniul și juridic, și social, și economic. În momentul dat sunt în procesul alegerii profesiei și mă uit din mai multe perspective. Profesia dată eu abia acum am perceput-o. Sincer, este o oportunitate foarte interesantă de a încerca. Așa că vă rugăm să intrați pe site-ul inspector.md și să vă activați superputerea. Superputerea ta poate fi combaterea muncii ilegale. Devino inspector de muncă!